stimați telespectatori, bună seara, sunt Elena Celac și vă prezint emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Situația creată în orașul Soroca în urma frigurilor și ninsorilor abundent a fost discutată astăzi în cadrul unei ședințe organizată de primăria orașului. Șefii direcțiilor responsabile și-au prezentat rapoartele care arată o situație satisfăcătoare. Primarul orașului Soroca a convocat astăzi într-o ședință pe șefii direcțiilor serviciilor desconcentrate și instituțiilor de învățământ și preșcolare pentru a afla care este situația în urma frigurilor și ninsorilor abundente din ultimele zile. Astăzi, la ora 12 din noapte, am pornit curățarea drumurilor secundare și parte de jos a orașului centru. Și astăzi mergem parte din deal. Au fost evacuate toate deșeurile, adică de la punctele acumulare din oraș. Intrările la punctele de acumulare au fost curățate de către tractor. Astăzi, la gunoaște centrală, adică au fost curățate, azi să trimitem iară să mai curățăm accesul gunoaște centrale. Probleme până ce fie. Frecvența e bună la copii, copiii sunt toți sănătoși, hrăniți bine, caloric mâncare, căldura e foarte bine, 18-22 de grade, suntem nu știu cum, acelelalte grădiniți, dar de două ori de acolo a fost de la stația epidemiologică, la temperatura, curățenia aerului. Mai critică rămâne a fi situația cu apa la grădinița numărul 7, care este aprovizionată de către o auto specială, la cantina liceului Ion Creangă, în câteva blocuri de locuit și în sectorul privat. Avem problemele cu casa 26, 29, Vasiliu Străiescu. Tot în pământ a pus țava în 2005, tot 40 de centimetri și avem acolo problemă. Casa numărul 88, Vasiliu Străiescu, 88, da. Acolo primul etaj a funcționat cândva un magazin. Da, acolo e frig și te țevele merge spre magazin. Și avem acolo problemele. Dar practic numai sectorul particular. Transportatorii de pasageri au solicitat să fie curățate mai bine stațiile de microbuze de pe rutele 2-4 și ruta numărul 3. La rândul său, primarul orașului Elena Bodnarenco a cerut să fie respectat graficul de lucru al transportului de pasageri, mai ales după ora 19. Conform datelor oferite de Poliția Orășenească, în ultimele două săptămâni în orașul Soroca au fost înregistrate 12 cazuri de hipotermie și 3 cazuri persoane cu degerături și mai multe accidente rutiere. Vreau adresare către toți conducătorii care se deplasează orașul Soroca pentru a nu parca automobilele în locurile anume pe marginea străzii, pentru că ei fac imposibil de a curăța străzile calitativ. La fel, în cadrul ședinței a fost discutat și subiectul cu privire la aprovizionarea cu lemne și cărbune de către primărie a persoanelor defavorizate. Din cele 210 cereri depuse, 118 persoane deja au primit cărbune și 46 de persoane au fost aprovizionate cu lemne. Primăria orașului cheamă toți agenții economici, persoanele fizice și juridice să participe la dezăpezirea teritoriilor din preajma edificiilor, blocurilor de locuit și a gospodăriilor. Bat alarma mai bine de o săptămână. Este vorba de locuitorii unui bloc de pe strada Vasile Stroiescu din orașul Soroca, care au rămas fără apă la robinete. Serviciul de la Direcția Pieduc și Canalizare au ajuns abia astăzi la fața locului. Din cauza gerului din ultimele săptămâni, mai multe blocuri de locuit din orașul Soroca și case din sectorul privat au rămas fără apă. Cea mai critică situație este într-un bloc de locuit de pe strada Vasile Stroiescu. Nu avem apă, înghețată apă. De o săptămână noi singure și fără ajutorul la firma de direcție de apeducte, nu ne-au ajutat cu nimic. Vineau acolo numai să uitau și plecau. Noi cu forțele noastre am încălzit acolo până aici, asta intră în competența lor. La rândul lor, responsabilii de la Direcția Pieduc și Canalizare spun că fac tot posibilul pentru a soluționa problema. Am schimbat traseile astea de mas plastic de PVC, foarte bune. N-avem nicio problemă la dânsii, dar la noi unica problemă că noi n-avem dispozitive pentru a dezgheța anume țevile astea de PVC. Un alt motiv ce cauzează înghețul sistemului de apeduct ar fi și temperatura sub nivel a apei livrată de Aqua Nord. La noi vine foarte și foarte apa rece de la Aqua Nord. Dacă noi de la Igoreni, la noi este 13-14 până la 15 grade căldură, apa vine în rețea și vine 2-3 grade.
închipuiți-vă 2-3 grade și unii au găsit un mic loc unde este posibil ca să înghețe aici mărie, de o înghețat. Conducerea Direcției Apeduct și Canalizare susține că o parte din vină o au și locatarii. În primul rând, în subsol trebuie să fie ușa închisă, o leacă mai cald. Dacă ușa nu e închisă în subsol și temperatura mai joasă și țevele îngheață, și canalizarea poate să îngheață și țevele de apeduct, asta e în primul rând. Pe urmă, locatarii trebuie singur o leacă să păstrează țevele de apeduct. Etajul 1, etajul 2, dacă nimeni nu trăiește acolo, e temperatura joasă, dar mai sus care trăiești, sigur iar să rămâie fără apă, că acolo nimeni nu trăiește. La ziua de astăzi, cea mai gravă situație rămâne a fi la grădinița numărul 7 din orașul Soroca, unde sistemul de apeduct este înghețat complet și grădinița este aprovizionată cu apă potabilă o dată la două zile de o auto specială. O situație similară este și la cantina liceului Ion Creangă. Mai mulți tineri au posibilitatea să-și inițieze propria afacere. Oferta vine din partea Centrului de Resurse pentru Tinere Dacia, care a organizat lansarea unui curs în antreprenoriat. Urma acestui curs, tinerii vor putea primi granturi în valoare de până la 2.500 de dolari. Centrul de Resurse pentru Tinere Dacia, partener al Winrock International, oferă oportunități pentru un viitor mai bun tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Cursul de lungă durată în antreprenoriat oferit tinerilor este desfășurat în cadrul proiectului Educație și Instruire în domeniul activității antreprenoriale și angajării în câmpul muncii, finanțat de Winrock International. Adică vin băieți tineri care doresc să învețe, adică cum e corect de început afacere, cum de planificat afacere, care sunt etapele principale și care să ce studieze tot ce este necesar pentru a porni și a dezvolta cu succes o afacere proprie. Deci mărimea grantului poate fi până la 2.500 de dolari. Adică. Cursul de instruire include 4 module, noțiuni de marketing și cercetarea pieții, aspecte legislative, evidența activității de antreprenoriat, management financiar și planificarea afacerii. În Republica Moldova este destul de complicat să începi ceva, dar cine dorește, noi știm că oamenii de afaceri sunt cei mai curajoși, cei mai care încep, vin cu afaceri, vin cu idei, doresc să o implementez. Eu le recomand la începători să desfășoare activitatea în baza patentei de întreprinzător, pentru că are multe avantaje. De acest curs beneficiază 25 de tineri din orașul și raionul Soroca. Toate persoanele care am venit aici avem un scop bine organizat de a deschide un mini afacere, un business mic. Am mai multe idei, adică o să vedem până la urmă care o să fie rezultatul. Eu de cursurile care se desfășoară aici am aflat prin intermediul sorte. Sunt niște cursuri binevenite, adică fiindcă de la orice curs afli ceva nou și cot mai mult în domeniul afacerilor, adică ca să te extinzi sau să deschizi, să creezi propria afacere. Eu am prisacă și aș vrea, adică, să încerc să scriu un plan de afaceri pentru extinderea prisacei ca să aducă un mai mare venit sau succes mai mare. Cursul va dura până pe 5 martie. Până în prezent au beneficiat de granturi deja 20 de tineri din oraș și raion. SOR TV își premiază cei mai fideli telespectatori. Săptămâna aceasta, 3 telespectatori s-au făcut cu cadouri de preț. Cine sunt fericiții? Aflați imediat! Cei mai ageri și fideli telespectatori ai postului nostru de televiziune au posibilitatea să se facă cu cadouri. Tot ce trebuie să facă e să fie alături de emisiunea O Melodie pentru Tine și să răspundă corect la întrebări. Săptămâna trecută au participat la tombola cu premii peste 400 de participanți, premiul mare fiind un radiator electric oferit de magazinul De Toate pentru Toți. Acest copilaș drăguț va decide pentru dumneavoastră cine merge astăzi acasă cu premiul mare și este vorba despre un premiu care va aduce căldură în această iarnă geroasă. Să vedem. Și un bilet aș vrea de la tine. Este vorba despre ce? Despre un număr de telefon fix și aș vrea să-mi citești foarte mult aceste cifre. Deci? 0, 2, 0, 9, 2, 0, 2, 6. Câștigătorul radiatorului este foarte bucuros, mai ales că este primul premiu câștigat din viața lui. Sunt foarte bucuros, este primul cadou din viața mea și sper să mai sune și alții să iei la fel aceste câștiguri minunate. Ce vei face cu cadou?
Cadoul cred că o să-l dau bunicii, că să se încălzească. Mie nu-mi trebuie, eu sunt tânăr, sunt așa fierbinte. Cadourile continuă și săptămâna aceasta, așadar telefonați sau scriți SMS-uri și câștigați. Emisiunea O Melodie pentru Tine este difuzată la SOR TV în fiecare zi, între orele 14 și 18. S-au înregistrat chiar de Ziua Îndrăgostiților. O pereche de tineri din orașul Soroc au decis să-și unească inimile de ziua Sfântului Valentin. Ziua Îndrăgostiților va deveni de acum înainte pentru Ștefan și Elena Șestacov din orașul Soroca una mai specială. Ei au decis să distingă această zi prin căsătoria lor civilă. Domnișoara Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe domnul Ștefan să fiți soție, prietenă devotată pentru toată viața. Da. Vă mulțumesc! Domnul Ștefan, de bună voie și nesilită de nimeni, voi iei în căsătorie pe domnișoara Elena să fiți soț, prieten, sprijin de ajutor pentru toată viața. Da. Dimineața când s-a pornit, când am văzut din soarea de afară, sperăm că și viața noastră ați fi tot așa de albă, bogată. A fost o idee foarte, adică de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, și noi, ca doi îndrăgostiți, anume în ziua de astăzi, am decis căsătorie civilă să o facem. Tinerii au fost felicitați cu ocazia familiei nou formate și de către primarul orașului Elena Bodnarenko, care nu a ezitat să le ureze fericire și înțelegere reciprocă. Simțim nespus de bucuros să fim alături de familia nou formată și să împărțim astăzi împreună cu dumneavoastră acele clipele frumoase care întotdeauna simțește fiecare care creează nouă familie. Сегодня вместе с молодой семьей мы участвовали в посадке дерева, семейного дерева Шестаковых, которое, мы очень надеемся, будет расти и крепнуть, независимо от того, какие ветра, какие холода будут снаружи. Любовь, уважение друг к другу, уважение к родителям, к нанашкам и хорошее расположение духа поможет этой молодой семье справиться со всеми проблемами, со всеми теми невзгодами, которые случаются на человеческом пути. Наши și rudele le-au dorit tinerilor însurăței să devină în primul rând o familie trainică și frumoasă, iar această zi să fie un îndemn ca dragostea lor să învingă toate obstacolele. Suntem foarte bucuroși că în această zi atât de albă, atât de plină de zăpadă, două inimi profund îndrăgostite și a unii destinele, noi, ca cei numiți nânășei, le urăm foarte multă sănătate, foarte multă fericire, enorm de multă dragoste, pentru că dragostea le învinge pe toate și pentru că este Sfântul Valentin și Valentina, le transmitem câte un pupic. La toți cei îndrăgostiți, da. Sunt foarte bucuroasă că în această zi frumoasă, bogată în zăpadă, feciorul mai mic și-a găsit perechea, și-a găsit dragostea și au format o nouă familie. Le-aș dori ca fiecare zi trăită împreună să fie plină de dragoste, de bucurie, de fericire și să ne aducă nepoței sănătoși, așa cum îi am pe cei mai mari. Ștefan și Elena Șestacov este unica pereche care și-a înregistrat căsătoria de Ziua Îndrăgostiților anul acesta în orașul Soroca. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei, știrile noastre pot fi urmărite și pe site-ul sortv.md. Vă dorim o seară liniștită alături de Sor TV, cele bune!